Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip pentru că am făcut 1000 de abonați. Prima întrebare vine de la Alex Joacă AQW. Te așteptai vreodată că vei ajunge la aproape 2000 de abonați? Da, într-un fel nu m-am așteptat. Ei bine, eu am un gol pe YouTube, acela de a ajunge la 20.000 de abonați și sper să ajung la numărul ăsta cât mai curând. Pentru că am făcut 4000 de abonați, m-am decis să jucăm karaoke party. Am făcut 10.000 de abonați, este super, super, super tare. Bine am ținut la ultimul video din 2015. Am început acesta cu 1000 de abonați și terminăm cu 33.000 de abonați, ceea ce este foarte, foarte șmecher și sunt foarte recunoscător pentru... Astăzi am făcut 50.000 de abonați. Mi se pare foarte, foarte fain cum acum un an, pe undeva prin ianuarie, am făcut 1000 de abonați. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Cred că videoclipul ăsta e cel mai special pe care l-am făcut până acum, pentru că astăzi am făcut 100.000 de abonați. Wow, 100.000 de abonați. Nu mă așteptam niciodată că o să ajung la numărul ăsta. Cum ați văzut și în secvențele de la început, voiam un 20.000, 10.000 pe acolo și astăzi, pe 5 septembrie, am ajuns la suma de 100.000 de abonați, ceea ce mi se pare incredibil. Și vă iubesc pe toți. Acum că am făcut 100.000 de abonați, vreau să măresc calitatea videoclipurilor, pentru că, nu știu, nu sunt satisfăcut de ea. Pur și simplu vreau calitate mai mare. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă să facem mai multe sketch-uri, mai multe videoclipuri editate și să postăm un pic mai rar. Din păcate, de pe 12 septembrie încep școala și voi fi clasa 8-a, asta înseamnă că la anul voi avea examen, ceea ce e foarte frustrant pentru că eu nu pot să-mi fac videoclipurile, dar voi găsi timp de toate. Deci, voi avea nevoie de voi să mă ajutați ca în fiecare săptămână, odată la două săptămâni, să facem câte un sketch ceva editat mișto, cu efecte, chestii. Mai facem niște videoclipuri de gaming cu GTA, pentru că vreau să scap de chestia asta în care să zic: salutare tuturor, astăzi facem un nou videoclip. Nu, frate, vreau să fac videoclipuri mai energice, cu mai multe efecte, mai multe chestii, mai mult editat, mai mult muncit. Pentru că am văzut foarte mulți youtuberi care pur și simplu încep filmarea, după jumătate de oră încheie filmarea direct pe YouTube, ceea ce mi se pare destul de nașpa. Cea mai mare problemă e că algoritmul YouTube îi favorizează pe cei care fac videoclipuri de jumătate de oră, 40 de minute, decât pe cei care muncesc vreo 10 ore la un videoclip de 5 minute. Momentan nu e cazul meu, dar poate va fi. Și lumea apreciază mai mult chestia asta pentru că ce frate atât de scurt, 5 minute, coaie, puteai și tu mai mult. Adică foarte multe sketch-uri sau videoclipuri cu efecte speciale durează foarte mult la editat, pentru că așa durează ele. Deci asta vreau să facem noi în viitorul apropiat, să ne apucăm să facem mai multe sketch-uri și videoclipuri faine. Așa că am nevoie de voi să-mi dați idei, pentru că nu sunt o mașină de idei și aș aprecia niște idei. De exemplu, fă aia, fă tipuri de pui mei, fă sketch-ul X, fă sketch-ul Y, fă modul ăsta pe GTA, fă chestia aia pe FIFA, fă chestii de-astea, înțelegeți? Bă, deci da, cam asta a fost cu acest episod. Mulțumesc enorm de mult pentru 100.000 de abonați. O să vorbesc de niște videoclipuri foarte, foarte, foarte faine. Mulțumesc că ați fost alături de mine vreo 3 ani jumate de când fac YouTube, aproape 700 de videoclipuri. Nu sunt toate reușite, nu sunt toate foarte bune, dar cele mai multe sunt muncite, editate și făcute destul de bine. Nu aveam aceeași experiență pe care o am acum, nici acum n-am cea mai mare experiență. Peste 2 ani s-ar putea să mă uit la videoclipul ăsta și să râd, pentru că, na, e un videoclip mai slab, eu poate eram mai mic, chestii de-astea. De exemplu, ați văzut la început videoclipul meu de acum un an, pare destul de ciudat pentru că eram mai micuț, aveam 11-12 ani, iar acum am 13 jumate, mă apropii de 14, deci e o mică diferență. Deci din nou, pentru a mea oară, vă mulțumesc pentru 100.000 de abonați, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pam!